În ultimii 2 ani, angajații Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara au fost printre cei mai solicitați la intervenții, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19. Efectivele Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara au fost insuficiente la început, dar numărul lor s-a mărit. Din păcate, doar pentru o perioadă temporară. Chiar și așa, doctorul Valeria Filimon, directorul Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara, consideră că în continuare instituția este în deficit de personal. În această perioadă am avut o alocare de personal suplimentar de la Ministerul Sănătății, tocmai pentru a putea suplini activitatea în această perioadă. Ne-au fost foarte beneficii aceste posturi. Normal că încă suntem subnormați, pentru că așa s-a funcționat în ultima perioadă. A fost o perioadă în care ambulanțierii au lucrat într-un ritm infernal, care nu a permis acordarea concediilor de odihnă. De ceva timp, angajații au reușit să beneficieze de acest drept, dar pentru scurt timp. Din cauza infectării cu COVID-19 a unor ambulanțieri, personalul neafectat de pandemie a fost rechemat la serviciu pentru a se asigura urgențele. Iar conducerea Serviciului de Ambulanță Județean le mulțumește tuturor pentru abnegația cu care și-au făcut datoria. Personalul Serviciului de Ambulanță, și le mulțumesc tuturor pe această cale, a făcut eforturi suplimentare și face în continuare, pentru că am avut luni în care am funcționat fără concedii de odihnă. Acum se dau concedii de odihnă, dar având în vedere că sunt îmbolnăviri și în rândul personalului serviciului, colegii noștri sunt rechemați din concediu și trebuie să facă ore suplimentare pentru a putea asigura la capacitate maximă activitatea de urgență. Pentru a avea o imagine completă a activității desfășurate de Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara, trebuie amintit faptul că aceștia, doar pe parcursul anului trecut, au fost solicitați de peste 80.000 de ori, ceea ce înseamnă peste 200 de intervenții pe zi. În ceea ce privește anul în curs, ambulanțierii hunedoreni au fost solicitați doar în luna ianuarie de mai bine de 11.000 de ori, medie intervențiilor pe zi fiind de aproape 400, iar dintre acestea, în jur de 250 sunt doar la cazuri de infectare cu COVID-19. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, difuzată de UNU TV Deva, imediat după buletinul de știri.